Bun găsit! În Catalonia au fost câteva furtuni, iar în zona de coastă, marea a rămas agitată, de aceea era ridicat steagul galben pe plaja din Capellans de Salou, care înseamnă că poți intra în apă, însă cu precauție și nu la adâncime. De fapt, chiar în momentul în care salvamarii schimbau steagul galben cu cel roșu, i-au văzut pe cei trei înotători în dreptul unor stânci că aveau probleme să ajungă la mal. Atunci au apelat serviciile de urgență, polițiștii au venit imediat și au evacuat plaja pentru a permite unui elicopter să aterizeze. 6 echipaje de salvare s-au prezentat la fața locului, inclusiv psihologi care să acorde asistența familiei. Din nefericire, manevrele de resuscitare asupra celor doi bărbați de 60 și respectiv 46 de ani intrați în stop cardiorespirator nu au avut rezultate. Fiul bărbatului de 46 de ani, în vârstă de 15 ani, a fost transportat în stare gravă cu elicopterul la un spital din Tarragona.